Bună ziua, fetelor! Astăzi vom vorbi despre mileuri care pot fi utilizate simplu ca decorațiuni pe mese sau, cum fac eu acum, un set de 4 sau 6 mileuțe pentru suport de farfurii. Mai degrabă, farfurii, cești, pahare. Nu sunt nici prea mari, nici prea mici, potrivite încât să încapă pe o masă clasică 4 sau 6. Depinde câte doriți. Pentru asta eu am folosit alize Diva Baby, pentru faptul că este un fir mai alunecos, nu este pufos, se poate spăla foarte ușor, e un pic lucios și se lucrează foarte, foarte ușor. Ok. Ca și aplicație, am aplicat un fluturaș, dacă vă place, eu știu, nu e obligatoriu, sau două floricele atașate într-o parte, așa, alta, eu știu, cum vă mai vin și vouă idei. Ok, haideți să începem. Începem cu un ochi magic. Ok. În care o să facem 12 piciorușe simple. Da? Deci 3 ochiuri de lanț și după care facem încă 11 piciorușe simple. Strângem un pic. 9, 10, 11. Ia să vedem dacă avem 12. Pentru că contează foarte mult să avem 12, deoarece împărțim, după cum vedeți aici, împărțim mileul în 12 părți egale, da? Ca să apară un fel de modeluț. Da, deci 2, 4, 6, 8, 10, 12. E perfect. Bun, acum strângem ochiul, așa. Și prindem de al treilea ochi. În genul ăsta, ok? Și avem 12 piciorușe, da? Continuăm cu trei ochiuri și fiecare picioruș facem câte un ochi de câte un ochi, câte un picioruș, pardon, separate de un ochi simplu, de un ochi, da? Deci, în același loc, două piciorușe, un ochi de lanț, da? Următorul. Două piciorușe, un ochi de lanț. Da? Și tot așa până la capăt. Ok? Ochiul ăsta de lanț fiind cel care separă. Uitați, cam un evantai ne apare aici, da? Toate aceste 12 părți. Ok? Și în cazul ăsta, deci, dacă respectăm spațiile și modul de creștere, o să vedeți voi, nu se îndoaie, nu se face rotund mileuțul nostru, merge foarte plat și foarte drept. Ok? Ia să vedem. Terminăm acest rând. Foarte simplu, cred că ați înțeles. Pentru cele ce chiar sunt la început de drum, chiar apropo de asta, apreciez foarte mult tinerele fete
mai ales cele de la oraș, care sunt atât de pasionate de lucru de mână. Vorbeam cu cineva într-o zi și îmi spunea acest: "No, tineretul din ziua de azi nu mai..." Ba, nu e adevărat. Tineretul din ziua de azi e mult mai interesat de lucru de mână decât persoanele în vârstă, poate. Pentru că persoanele în vârstă nu mai au răbdare, majoritatea. Fetele tinere văd că este un trend, este la mod tot ce ține de croșetat, mai ales că acum au apărut gențile interesante. Bun, am ajuns aici, ia să vedem, să avem 12 grupuri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, opa, de ce nu ne-a ieșit atât? Deci 1, 2, 3, 11. E, ne mai intercalăm aici cu 1, trebuia să fac aici alături, ca să seamnă un picior, nu-i nimic, mai facem aici încă 2 și asta. Și vă spuneam, sunt foarte interesate de lucruri de mână tinerele fete din ziua de azi, foarte interesate și asta e un lucru extraordinar. Pentru că, cum spuneam mai devreme, se fac genți, se fac încălțări de tot felul, rochii, bluze, costume de baie. Poate facem și un tutorial pentru costum de baie. Bun, deci am terminat rândul acesta în care avem 12 grupuri de câte două. Da? Și acum, la fiecare grup din acesta, primul ochi îl creștem, da? Deci în primul spațiu adăugăm încă un ochi, celălalt îl lucrăm normal, da? Și continuăm cu un ochi de lanț, ok? Ca să fie spațiul acesta, vedeți? Aici. Și așa mai departe. Deci, în același spațiu, două ochiuri și alături piciorușul normal. Două ochiuri, două piciorușe și alături piciorușul normal. Încă un ochi de lanț și așa mai departe. Eu, nefiind obișnuită cu tutorialele, mi-e cam greu acum la început să vă... Adică încurc piciorușul cu ochiul de lanț, dar o să mă scuzați voi pentru că așa e la început de drum pentru oricine. Și totul este să înțelegeți și să vă placă. E foarte interesant modelul și e simplu, adică e ușor, nu e complicat, nu e... Și se face foarte repede. Da. Și cu cât lucrez mai strâns, eu nu prea lucrez strâns, ca asta e... Lucrez pe deget, după cum se vede, bătrânește și din acest motiv nu prea... Am omis să vă spun, deci firul l-am pus în două, se vede, da? Și croșeta este de 3,5, da? Așa. Îmi place și culoarea asta, e culoarea somonului, să zicem. Și vernilul ăsta dă așa o notă mai veselă, să zicem. Bun, deci ajungem, continuăm, da? Deci continuăm cu crescutul ăsta, numai în partea dreaptă, sau, mă rog, în stânga, unde vreți, dar ca să nu uitați, cel mai bine când începeți grupul ăsta de două, da? Pac, intrăm cu două aici, da? Cel mai bine ca să nu uităm, da? Și să nu lipsească ochiul de lanț între ele, că altfel nu mai ne iese spațiul ăsta. Uite, vedeți? Spațiul ăsta nu ne mai iese. Să pară frumos, așa, exact ca un evantai. Da? Bun, terminăm rândul și continuăm așa. O să vă explic eu acum. Cât vreți să fie de mare diametrul mileului, da? Cât vreți să fie de mare. Același modelul, puteți să faceți și mileuțe mici pentru pahare când separat. Da? Și
funcție de utilizare, le faceți cât vreți voi de, de mari. Ok, uite, vezi, eu am omis aici. Graba strică treaba. Am omis să fac ochiul de lanț și automat ni se strângea lucrul aici. Ok, am ajuns la capăt, prindem aceeași chestie în al treilea ochi, da? Cam rotundă croșeta mea în capăt. Aici, da? Ah, am uitat asta, da, uite, vezi. Bătrâneța, fetelor, bătrâneța. Uite, vezi, parcă știa că nu trebuia să fac ochișorul ăsta. Pentru că eu nici n-am terminat, uite, nici n-am terminat, ne grăbim. De ce m-ai grăbi? Nu știu, că doar nu e arde nimic. Așa, deci am încheiat așa, bun. Și continuăm, după cum vă spuneam, același stil, deci creștem în primul, da? Și aici aveți mare atenție, uite, vezi, că așa am greșit eu primul rând, trebuie automat, imediat, uite, vezi, că nici nu-ți dai seama, imediat, aici trebuie să faci următorul ochi, ca la final să ai patru piciorușe, da? Și continuăm așa tot timpul, crescut la fiecare rând, primul ochi. Primul picioruș. Am o problemă cu ochiul și cu piciorușul, da? Deci tot timpul creștem în primul picioruș. Câte un picioruș adăugat, ok? Și se vine, uite, vezi, 1, vedeți? 1, 2, 3, 4 și tot așa. Cât vreți voi de mare să fie cerculețul ăsta, da? Și adăugați, uite, eu... La dorința voastră, dacă vreți să adăugați o altă culoare, dacă nu, simplu, da? Și după ce terminați acest spațiu, cerculeț, cum îi spun eu, o să vă arăt cum se face în continuare acest model, ok?